o carte mai specială, Dan Gulea, Citind Marele Război. Citind Marele Război e o antologie, mai stranie spuneam, e antologia scriitorilor căzuți, căzuți în război, în primul război mondial, și este o antologie care ține foarte mult cont de, evident, de biografic, de cum au fost scriitori implicați în acest război. Unii au texte mediocre, alții texte slabe, dar nu asta contează. Contează aventura lor, contează poziția lor publică foarte mult. Avem voci interesante de partea naționaliștilor, naționaliști conservatori, socialiști. E meritul lui Dan Gulea, de altfel că a oferit o bucată consistentă poziției pacifiste. Am avut socialiști în România care au fost împotriva războiului și erau considerat implicit strădători, că dacă ești împotriva războiului, ești împotriva României mari, ești etc. Însă acești oameni au fost și în prima linie. Dan Gulea chiar subliniază de câteva ori în carte și în unele cazuri, în mod clar, a atestat biografic. Sunt astfel de intelectuali, socialiști care au fost trimiși în prima linie practic la un fel de moarte sigură. Au fost condamnați de guvernul Brătianu pentru că aveau poziții pacifiste. Deci sunt și astfel de momente negre în istoria asta complicată a României. Însă avem și personaje foarte interesante lovite de drama războiului în diverse feluri, întâmplător. Chestiunea începe cu Rebreanu, familia Rebreanu. 14 copii erau în familia Rebreanu, Rebreanu era cel mai mare fiu. Trei băieți au pierdut în 1917. Povestea lui Emil Rebreanu fiind cea din Pădurea Spânzuraților, evident nu unul la unul, dar este motorul de la care a pornit acest roman. Însă e foarte interesant ce a mai ales Dan Gulea din Rebreni, pentru că sunt scrisorile trimise de mamă, de fii. Era o familie foarte îndrăgostită de literatură, de tot ce însemna scris, așa că e întâmplător. Vă citesc, de exemplu, o bucată din scrisoarea adresată de mamă către Liviu Rebreanu. Ce folos am eu, dar și ai mei de lângă mine, de statul nostru, că e român, că noi și așa suntem tractați de românii de azi încă mai rău decât ungurii din trecut. Încă o dată te rog, dragul mamei, să faci ceva și să mă ajuți, că numai eu știu cum stau în casa asta, unde contribui cu atât mai puțin la susținerea mea, bancă se aude că ne-or mai lua din pensie. Și au ce să iei, sărutându-te în scris, mama ta. Așa arătau problemele de familie și după ce ți-ai pierdut fii în război și după ce Marea Românie devenise și mai mare, multe probleme rămâneau.